Vioara este tema unei tabere de pictură organizată în premieră la Reghin. Manifestarea culturală are loc pe parcursul acestei săptămâni și este organizată de Asociația Artiștilor Plastici împreună cu reghineanul Vasile Gliga. O temă incitantă, instrumentul cu corde, știind acum că domnul Gliga, despre firma respectivă a domnului Gliga, produce instrumente cu corde și că este unică în țara asta și poate și în partea asta de Europa, ni s-a părut o idee extraordinară să încercăm. Era o provocare și pentru noi, nu? Fiecare vede într-un fel sau altul o temă de acest fel, adică una e să ai o temă și apoi rezolvările diferite de la om la om. Ține de foarte mult de sensibilitatea omului, de capacitatea lui de a se exprima, de cultura plastică pe care o magazinat-o în lungul timpului. Am întâlnit oameni frumoși, oameni cu care noi, să spunem așa, călătorim prin țară la diverse tabere de pictură și cea mai mare bucurie este că totuși se desfășoară această tabără importantă la Reghin și nu oriunde, în orașul Viorilor, la domnul care a creat o imagine importantă a Viorilor, domnul Gliga. La tabără s-au înscris artiști plastici, profesioniști și pictori amatori din întreaga țară. Cu toții sunt dornici să se exprime în jurul temei propuse, vioara, dar și să facă schimb de experiență cu alți pasionați de pictură. Ceea ce se întâmplă aici este o mică academie de art. Pentru că atât domnul Opriș, Ilarie Opriș, cel care organizează taberele, și profesorul Vasile Mureșan sunt doi oameni cu vocație ctitorială, care se completează reciproc și dau această dimensiune unică în spațiul plastic românesc. Dincolo de ceea ce se realizează pe parcursul unei săptămâni, este vorba de un dialog în care profesioniști, amatori, învață să se exprime plastic și asta este un mare câștig. Eu momentan lucrez la o vioară care este sprijinită pe niște cărți și am încă o vioară care e pe un suport, așezată pe suportul ei și mai doresc să pictez niște peisaje și, după ce termin tematica viorii, niște peisaje și un vas cu flori, că atâtea pânze am adus. Fiecare artist în parte își pune o amprentă personală și din sute de mii de lucrări, clar că dacă stai un pic lângă ei, îți dai seama de ce mână este lucrată. Este foarte bună, lucrează cu spor, lucrează cu multă hărnicie, cu multă dăruire și categoric acest lucru se regăsește în tablourile pe care le creează și asta este tot o bucurie că, uite, se realizează într-un timp scurt foarte, foarte multe lucrări și toate realizate cu sufletul mai mult decât cu pensula. Tabăra durează 10 zile, timp în care participanții au un program bine organizat. Creează intens, dar au parte și de vizite în municipiul nostru. Am fost în întreprindere și am văzut acolo cum se face vioara. Vine să... opere de artă, acele viori, violine, violoncele, contrabase, nu era totul și de toate. Să vezi, oamenii, cum produc artă. Aia este artă. Da, și practic era de la artă la artă, de la arta viorii la arta picturii și a viorii în pictură. Tabăra de pictură se va încheia la finele săptămânii cu un vernisaj. Cei dornici să descopere picturile realizate pe parcursul acestor zile o pot face sâmbătă, începând cu ora 12, la sala festivă de pe strada Pandurilor din Reghin.